Făgetul nu e o noutate pentru noi. Noi, de mult timp, am fost aici și am avut relații foarte bune cu tineri de aici, de la Făget. În mod special, când eram și eu în corul tinerilor și eram acum vreo 100 de ani în urmă. Tot de mult. Vreau să vă aduc salutul bisericii noastre din Bocșa. Ar și pace, binecuvântare din partea Domnului Iisus. Salutări în mod special pentru fratele Ilie de la păstorii bisericii. Azi dimineață chiar a fost fratele Puiu. În mod special a insistat să îi transmit salutări. El trebuia să fie aici împreună cu noi, dar greutățile slujbei. Știți cum e la păstori. Aș vrea să începem seara aceasta și obișnuiesc în ultimul timp să încep unde merg cu o rugăciune, o rugăciune pe note. O rugăciune care eu personal și cred că fiecare dintre dumneavoastră doriți să-L invitați pe Domnul Iisus Hristos să fie prezent aici. E adevărat, El a spus că unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, El e prezent și acolo și dorim atât de mult să fie aici. Noi. Dacă n-ar fi aici cu noi, degeaba am stat aici. Am putea să mergem într-un club, undeva poate am fi mai câștigați. Dar noi credem că El este aici. Și de aceea ne-am adunat și vrem să ne închinăm înaintea Lui. Și cuvintele acestei cântări spun o vino iarăși între noi, o mielule divin. Te așteptăm să vii cu noi. Cu tine noi vrem să fim și dacă cumva reușiți să primiți refrenul acestei cântări, haideți să îl cântăm împreună. Divin, în permanență. O fi
Thank you.
Asta se legă și dumneavoastră ați avut și în anul. Nu-i așa, da. Spuneam azi dimineață la noi la biserică că astăzi a fost o zi de sărbătoare. Toate că de multe ori venim la cina Domnului ca la o zi de mormântare. Dar noi știm că răscumpărătorul nostru este viu. Noi ne aducem aminte de ce a fost. Dar noi trăim în prezent, în prezența unui Mântuitor viu, care în fiecare zi ne poartă de grijă și numai că ne poartă de grijă, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru cerele noastre, pentru greșelile noastre, pentru încercările, problemele noastre. Și astăzi dimineața am cântat această cântare. Am vorbit despre iubire, pentru că atunci când stai la masa Domnului nu poți să vorbești despre altceva decât despre iubire. Iubirea supremă. N-a existat o asemenea iubire ca Domnul Iisus Hristos și nu poți să vorbești despre altceva decât despre iubire. Și împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a iubirii. Și Corinteni 13 se termine că toate vor dispare. Nimic nu va rămâne decât dragostea. Și haideți în seara aceasta să ne apropiem de Cel care ne-a iubit atât de mult cât s-a dat pentru noi. Amin. Ce-a fi mai scump pierdării
Dumnezeu.